Mă, prietenaș, salut! Ce mai faceți? Numele meu este Viorel și Viorel vine azi cu un mic update, al doilea update despre promovări, de altfel probabil și ultimul. Mă, prietenaș, ce să vă zic, am mai zis la câțiva din voi, cel puțin la ultimul livestream, că m-am gândit și m-am gândit destul de bine în ultima vreme la treaba asta. Deși nu prea sunt eu adeptul la ceea ce vreau să, a ceea ce vreau să fac în continuare, dar văd că nu prea am altă soluție. V-am spus eu că vreau să fac promovările astea pe gratis și am făcut, dați să vă și arăt, dovada, the proof. Stai să ajung un pic la playlist aici. Promovări. Pro, așa, pro. Bun, pro de la promovări. Că au fost pro, sau nu? Hai mă, ăsta. Ha? Stai un pic, unde e pana mea? Pro, hai să scriem promovări. Așa. Da, după cum vedeți, după cum spune și titlul, promovări diferite canale gratis. Și asta am și făcut în ultimele... Zic așa, 6 luni, un an, cred, ceva de genul. Nici nu mai știu, vă spun exact. Da, mai bine de un an chiar. Am făcut promovări pe gratis. Și la cele mai multe din ele, sincer să vă spun, azi, încă îmi pare rău că le-am făcut. Pentru că nu mi se recunoaște cât de cât efortul și timpul meu dat acestor oameni în a le face promovări. Mai exact. Ok, să zic că i-am făcut promovare lui, nu dau nume de aici, lui X și lui nu știu care, că nu se potrivește și nu pare, cred că e cam o nesimțire să numesc pe cineva și să îi spun unele chestii legate de promovarea care i-am făcut. Dar în principiu nu mai fac promovări pe gratis, pentru că am făcut atâția oameni și atâția oameni, să zic așa, m-au dezamăgit. Pentru că eu mi-am dedicat timpul lor, timpul meu lor, în a le face promovări, de multe ori chiar și 10 minute la o promovare și acești domni, mulți din ei, au uitat de multe ori să zică și mersi. Sincer să vă spun, nici nu trebuia să-mi zică mersi, dar să mai dea și ei din când în când o vizită pe canalul meu, să mai, eu știu, să mai lase și eu un comentariu, să mai zică, nu neapărat despre videoclip, despre gameplay-ul care l-am jucat, nu știu, să mai zică, bă, ce faci, bă, fraiere, știi, chestii de gen. Dar, la mulți din ei, le-am făcut promovare de luni de zile și n-au mai dat pe la canalul meu. Acum, cum să vă spun, dacă îți fac ție o promovare, nu vreau, nu cer... nu cer să, bă, la fiecare videoclip, hai că, uite, promit că îți dau like și chiar așa poate și va face, nu. Și share și un comentariu, nu, domnule, nu. Nu vreau chestii de genul, ar însemna să fiu egoist atunci. Dar așa din când în când, știi, bă, omul ăla și-a dedicat un pic din timpul lui, adică în alea 10 minute, eu știu, puteam poate să fac un videoclip care poate reușeam viral, știi, deși probabil nu. Dar poate puteam să-mi folosesc timpul ăla în alte scopuri mai folositoare pentru mine, știi? Dar na, ce să faci? Asta e omul, ce pot să fac? Eu sincer să vă spun, sunt câțiva care mi-au făcut promovare și chiar și azi, după atâtea luni de când, să zic, ei mi-au făcut promovare, mai dau din când în când pe canalul lor și le mai zic, băi, sau le mai las un like sau știi, chestii de genul. Ca să-mi arăt totuși recunoștința, nu? Pentru că acel om și-a dat un pic interes pentru mine, știi? Și nu vreau să fiu nerecunoscător. Și tocmai de-aia astăzi vin cu acest update pentru că am de gând să nu mai fac promovări pe gratis. Am de gând să le fac pe bani. De ce am de gând să le fac pe bani? Poate vă întrebați voi. Ar mai fi o promovare pe gratis care am să fac probabil după videoclipul ăsta la un prietenaș, m-a rugat înainte de a avea de gând să fac acest videoclip cu promovări pe bani. Și să zic așa, norocul lui că va fi ultimul la care am să-i fac promovări pe gratis. Nu mai știu cum, Mișu sau ceva de genul. În fine, o să-l găsesc, eu că-l știu pe unde e pe la comentarii pe acolo.
Așa că Prătenaș este ultimul norocos, să zic așa, la care o să-ți fac promovare gratis. Și, cum v-am zis, am de gând să fac promovări pe bani. Și de ce am să fac de gând, de ce am de gând să fac promovări pe bani? În principiu v-am spus eu adineauri. Pentru că, în felul ăsta, chiar dacă, să zic, îți fac ție o promovare lui X și lui Y și, să zic așa, n-ai, îmi cer scuze de expresie, n-ai bunul simț să mai vii pe la canalul meu să mai zici, băi, salut Viorele, sau băi, ce mai faci, sau știi, sau un like la video, sau ceva de genul, chiar dacă nu videți, cum de altfel mi s-a întâmplat de atâtea ori. Eu, cel puțin, pe promovarea aia am să iau niște bănuți, să nu credeți acum că cer 3 milioane pe promovare, Doamne ferește. Eu, în felul ăsta, știu că mi s-a recunoscut efortul prin plata acestei promovări și tu, mai departe, dacă vrei să mai dai pe la canalul meu, super, dacă nu, ce să zic, eu mi-am luat recompensa, să zic așa, pe acea promovare care eu ție ți-am făcut-o. Deși tu, dacă mai vii sau nu la canalul meu, asta, pe mine, sincer, din moment ce cer bani pe promovare, nu cred că ar trebui să mă mai intereseze, nu? Și tocmai de aia, am făcut un poll, un sondaj, vreau să fac un sondaj, mai degrabă zis. O să vă las linkul în descriere, vă rog să vă uitați la descriere. Și am să scriu acolo, de fapt cred că e deja și pregătit pollul ăla, să vă întreb pe voi cam cât credeți că ar trebui să cer eu pe o promovare. A să încep așa de la 1 euro. Bănuiesc că nu este o sumă extra exorbitantă, nu? Zic așa. A, și dacă sunteți de acord să vă fac o promovare cu o anumită sumă pe care vă las voi să o decideți în poll, în acest sondaj care e în descriere. Să spuneți cam cât aș vrea să, cam cât ar trebui să cer pe. Ce e aici, mă? Spamuri. Vă recomand Trillian, un program super de mes Facebook, toate ne-au. Aia vedeți acolo. Și cum v-am zis, dacă am de gând să-i fac lui, să zic, Dizzy Vlog, care i-am făcut deja, deși nu am să-i fac, nu fac promovări de 2 ori, nu are niciun sens, să zic, nu știu, oare cam cât ar trebui să-i cer eu lui pe o promovare? Zic așa, încep de la 1 euro și să mă duc până la, eu știu, 10, să zic așa. Poate e cam mult 10. Tocmai de-aia am acel poll în descriere și vă rog frumos să aveți acolo, nu știu, de la 1 până la 10 parcă. Nu trebuie să dați click decât pe o sumă. Și acest poll se va închide, nu știu cât să zic, după o săptămână, să zic așa, hai două săptămâni. Azi e vineri, nu vinerea cealaltă, cealaltă vinere după vinerea care vine, să zic așa, înțelegeți voi. Am să las deschis o vreme polul ăsta ca să puteți și voi să votați cât mai mulți pe, și vă rog să faceți asta pe o sumă pe care aș cere-o pentru promovări. Bănuiesc că cel mai mult o să votez un euro. Deși, ce să zic, na, desigur că mi-ar place și mi-ar conveni să fie rezultatul să cer mai mult pe o promovare. Că, până la urmă, fiecare, nu, trebuie să ne descurcăm cumva. Asta nu neapărat înseamnă că din YouTube, știi? Dar nu cred că la cuiva nu i-ar conveni să primească 10 euro pe o promovare. Adică cel care face promovare și să primească un euro, știi, versus. Ce, following, nu știu ce, whatever. Adică știi ce vreau să spun, nu? Una e să iei un euro pe promovare și una e să iei 10 euro pe promovare, nu? Na, deci în principiu cam asta e. Vă rog să vă uitați la acel poll, vă rog să votați. Nu puteți vota decât o singură variantă, un singur preț. Așa că gândiți-vă un pic înainte de a da click acolo. Na, hai că, eu știu, hai că ne mai auzim data viitoare.